având în vedere interesul absolut legitim asupra evenimentelor premergătoare și ulterioare tragicului accident rutier din județul Constanța, din dimineața zilei de 19 august, așa după cum bine știți, din dispoziția Ministrului Afacerilor Interne, Corpul de Control al Ministrului efectuează verificări la nivelul județului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Așa după cum știți, verificările sunt începute încă din data de 21 august. La acest moment, pe baza datelor preliminare prezentate de ofițerii care efectuează verificările, în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne, sunt abilitat să vă comunic următoarele. Încă de la început subliniez faptul că aceste informații sunt obținute în primă etapă și nu reprezintă raportul final. Este o informare intermediară pentru a vă asigura pe dumneavoastră de transparența concluziilor. Ca atare, în urma activităților de verificare derulate până în prezent, ofițerii Corpului de Control au constatat posibile aspecte de natură penală circumscrise infracțiunii de abuz în serviciu în legătură cu modul de acțiune, respectiv inacțiune, a 3 polițiști, un ofițer și 2 agenți implicați în procedurile de verificare, control și luare a măsurilor legale față de conducătorul auto care, în dimineața zilei de 19 august 2023, a produs un accident rutier, soldat cu decesul a 2 tineri și rănirea altor 3. Printre altele, în contextul în care Inspectoratul Județean de Poliție Constanța are în folosință 12 aparate pentru verificarea prezenței în organism a unor substanțe cu efecte psihoactive, respectiv drug test, s-a constatat că polițiștii aveau posibilitatea să testeze conducătorul auto, ori să-l conducă la o unitate medicală autorizată, în vederea examinării clinice și recoltării de probe biologice. Cu privire la aceste aspecte constatate, urmează a fi sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Totodată, evaluarea preliminară a activității manageriale de la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța a determinat adoptarea măsurii de eliberare din funcțiile de conducere deținute a următorilor polițiști. Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Constanța cu responsabilități în domeniul siguranței rutiere și ordine publică. Șeful Serviciului Rutier Constanța. Șeful Poliției Municipiului Mangalia, respectiv șeful biroului Poliției Vama Veche. Reamintesc faptul că, la finalul verificărilor, Corpul de Control va înainta conducerii Ministerului Afacerilor Interne concluziile finale, rezultate și propuneri în conformitate cu cadrul legal incident. Așa cum a afirmat deja public, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, va analiza datele care vor fi prezentate și va lua în continuare, fără absolut nicio ezitare, măsurile legale care se impun pentru eficientizarea actului polițienesc și, de asemenea, pentru protejarea cetățenilor. Cu privire la acestea, urmează ca în cel mai scurt timp să fiți informați dumneavoastră și respectiv opinia publică.